În ultimii ani, în Moldova, plantațiile de varză s-au micșorat de aproape 5 ori. Mulți agricultori au renunțat la această cultură din lipsa pieței de desfacere, dar și a concurenței neloiale din partea importatorilor. Fermierii care se încăpățânează să mai producă varză moldovenească declară că investițiile sunt deloc mici. Astfel, potrivit lor, producția finită va fi mai scumpă în acest an. Acum câțiva ani, suprafața plantațiilor de varză în Republica Moldova era de 5.000 de hectare. În 2021, statistica a înregistrat doar aproximativ 1.000 de hectare. Agricultorii spun că mulți au încetat să mai cultive produsul, deoarece din an în an tot mai greu găsesc piețe de vânzare. Anii precedenți au fost însămânțate foarte multe suprafețe și prima cauză care a micșorat cererea de cumpărare la varză, eu cred că este migrarea populației din țară. Pleacă după hotare populația și rămân bătrânii numai. Anul trecut, o altă lovitură dură pentru producători a fost pandemia, care a limitat livrările. Pandemia care a împiedicat să lucreze multe întreprinderi obștești, care restaurantele, grădinițele, școlile care foloseau o mare cantitate de varză. Acum câțiva ani, Ghenadie Zmeu din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, avea cultivată varză pe o suprafață de 4 hectare, acum însă are puțin peste 1 hectar. Deși câțiva ani de rândul profitul a fost mic, crescătorul spune că nu a renunțat la ideea de a planta varză. Anul acesta i-a surâs norocul, întrucât cererea pentru varză este mare, iar producători mai puțini. Anul acesta eu cred că varza a să fie în preț, cel puțin o să fie o 3-4 lei, din cauza aceea că s-au micșorat suprafețele de varză și sperăm că va fi un preț bun la ea. Să crească mai mult prețul, producătorii locali nu pot, întrucât concurențele fac cei din Ucraina și Macedonia. În ultimii ani, Moldova a cumpărat activ varză din străinătate. Acum țara noastră se plasează pe locul al treilea în lista celor mai mari importatori de varză din Ucraina. Cu toate acestea, varza locală ar trebui să-și mențină prețul. Ca să creștem noi un hectar de varză, noi trebuie să investim la hectar undeva 80-90 de mii de lei. Și de aici, relativ, se ridică și sinecostul la un kilogram de varză. Adică dacă noi căpătăm în jurul la 80-90 de tone, evident, prețul unui kilogram de varză este din start un leu. În acest an, Ghenadie a plantat varza în data de 15 iulie, iar roada o va strânge peste o lună. Fermierul estimează o producție de 90 de tone la hectar. Ploile au fost favorabile pentru varză, dar ultima perioadă am avem vreo lună de zile, când precipitații practic n-au căzut. Dar noi avem aici sistemul de irigare care putem iriga și căpăta rezultate foarte bune. Din cauza ploilor abundente din primăvară și vară, multe culturi au fost atacate de boli. Din fericire, varza nu a fost afectată. Este soiul București, care pe la sfârșitul lui octombrie să fie bun pentru recoltare. Eu aici pe câmpul acesta am trei hibrizi care sunt destinați pentru folosire în stare proaspătă și pentru murat. În satul Roșcani, mulți fermieri plantează varză și alte legume. Acum 6 ani, în câmpurile localității a fost instalat un sistem de irigare care pompează apa din Nistru pentru irigarea culturilor.